Salutare! Dragilor, eu sunt Andreea și bine ați venit în ziua 2 de antrenament din provocarea celor 28 de zile. Vom lucra astăzi partea de picioare. Înainte de antrenament, faceți vă rog frumos o scurtă încălzire. Vă las un exemplu în descrierea videoului de încălzire. Pentru antrenament o să aveți nevoie de un perete și de un scaun, în cazul meu o băncuță. Vom executa câteva mișcări noi, le faceți în ritmul vostru. Important este să faceți 3-4 mișcări corecte. Chiar dacă nu reușiți să lucrați toate cele 45 de secunde cât va fi necesar. Important este să faceți mișcări cât mai corecte. Iar pe parcurs o să vă îmbunătățiți, nu vă demotivați. Bun, o să facem cam 20 de exerciții. O să fie super funny și super distractiv. Haideți să ne apucăm de treabă! Bun, dragilor, sper că sunteți pregătiți. Prima mișcare cu care vom începe o să fie squat walk, înainte și înapoi. Menținem poziția de squat și pășim față-spate, da? Începem în 3 secunde. Încă 10 secunde. Bun. Scuturați picioarele. 15 secunde pauză. După care o să facem wall sit. Două picioare distanță de perete. Trebuie să formați un unghi de 90 de grade. Aici începem, da? Spatele lipit de perete, greutatea pe călcâie trebuie să o simțiți. Încă 10 secunde, țineți acolo, dacă merge, dacă nu luați pauză. Foarte bine, scuturați picioarele. Vom face static lunge. Și revenim, da? Pe același picior. Foarte bine. După care vom schimba piciorul. Bun. Schimbăm piciorul. Începem.
Bun. Vom face Bulgarian Split Squat. Asta înseamnă că așezăm vârful piciorului pe scaun, ne găsim echilibru și coborăm. Schimbăm, stați, închid reclamele astea, că vorba aia. După care schimbăm piciorul, da? Wow. Bun, foarte bine. După asta o să facem squaturi pe un picior, da? Și reveniți. Puteți să vă și așezați și să vă împingeți sau doar să atingeți și să reveniți. Opa! Bun, schimbăm piciorul. Parcă not. Dar trebuie să-mi găsesc cumva echilibru. Aceeași mișcare o facem pe celălalt picior. Haideți încă 5 secunde. Bun. După asta o să facem squaturi cu priza apropiată. Haideți. Foarte bine.
Și acum o să facem lateral walk, squat. Bun. Și revenim, da? Haideți. Foarte bine, încă 10 secunde. Bun. Ne pregătim de cărți. Ducem piciorul în X în spate și revenim. Da? Asta e mișcarea. Continuăm. Bun, schimbăm piciorul. Pornim în 10 secunde, după care o să facem hold lunges. Încă o repetare. Foarte bine. O secundă numai. Și vă arăt. Vom sta în poziție de hold, da? Haideți, încă 20 de secunde. Foarte bine. Scuturați piciorul și schimbăm, trecem la celălalt. Ne pregătim. Încă 15 secunde. Încercați să rezistați. Reveniți.
Foarte bine. Ne punem în 4 labe și vom face donkey kick. Călcâiul spre tavan, încordați fesele, da? Spatele rămâne drept. Bun. Schimbăm partea. Ne pregătim. Foarte bine. Haideți că mai avem vreo 4 exerciții și am terminat. Bun. De pe genunchi. 1, 2, squat, revenim. Squat. Bun. Vom face pulsații din poziție de squat normal. Încă 10 secunde, haideți, mai puțin, 5. Scuturați. O să facem sumo squat. Depărtăm picioarele. Și revenim. Vă împingeți din călcâie, da? Toată talpa e pe sol. Spatele drept. Bun. Și
de aici o să facem pulsații. Da? Vă spun eu când începem. În 5 secunde. Încă 25 de secunde și am terminat. Sus și continuăm. Încă 10 secunde. Foarte bine. Dragilor, acestea au fost exercițiile pentru picioare. Numai o secundă că mai am două cuvinte de zis. Putem face un pic de stretching. Acum ne întindem pe spate. Aducem alternativ un picior la piept. Rotim. Față-spate. Inspirăm, expirăm. Bun. Schimbăm. Aduceți la piept, inspirați, expirați. Rotiți din gleznă, față, spate, cum simțiți. Ambele picioare la piept. Încercați să vă prindeți cu degetele de vârfurile picioarelor. Depărtați cât merge. Depărtăm. Mergem spre stânga. Inspirăm, expirăm. La mijloc, inspirăm, expirăm, la dreapta, inspirăm, expirăm, apropiem picioarele, ne punem pe burtă, relaxăm brațe, picioare, aducem piciorul drept la șezut. Inspirăm, expirăm. Schimbăm piciorul. Inspirăm, expirăm. Ne aducem și pe celălalt. Punem în child's pose. Bun, dragilor, acestea au fost exercițiile. Dacă vreți să fiți la curent cu ce antrenamente mai postez, dați acolo un subscribe. Vă aștept cu comentarii. V-am pupat, aveți grijă de voi!